Bună ziua tuturor spectatorilor și abonaților canalului nostru! Astăzi vom discuta despre avantajele și dezavantajele vinului roșu. Dacă sunteți interesați de acest subiect, urmăriți videoclipul până la final. De asemenea, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri. Să începem! Vinul roșu este cunoscut omenirii de multe secole. În zilele noastre, această băutură a devenit atât de valoroasă, încât economiile unor țări depind în mod semnificativ de producția și vânzările sale. Pentru mulți, vinul roșu este asociat cu dragostea, adesea savurat în timpul propunerilor romantice și este un element de bază pe mesele festive. Se spune că de-a lungul istoriei, vinul roșu a fost consumat pentru consolidarea sănătății generale, menținerea forței fizice, activității mentale și a frumuseții de lungă durată. Consumul acestuia pentru distracție și relaxare a fost întotdeauna secundar. Dar cum afectează de fapt această băutură corpul uman? Să aprofundăm beneficiile și daunele vinului roșu. Ca întotdeauna, vom începe cu beneficiile. Este dovedit științific că această băutură străveche este într-adevăr benefică pentru sănătate. Cu toate acestea, înainte de a aprofunda acest subiect, este important să rețineți că efectele sale benefice asupra organismului sunt asigurate numai cu un consum moderat. Numai mult de 50-100 de ml pe zi. În cazul consumului regulat, această doză trebuie redusă la 50 de ml. Vinul roșu reduce riscul de boli cardiovasculare. Numai vinurile roșii autentice, bogate în taninuri, furnizează organismului vitamine și aminoacizi esențiali. Acestea conțin resveratrol, care previne bolile de inimă și reduce riscul de infarct miocardic recurent. Vinurile roșii obținute din soiuri de struguri francezi conțin catechine și saponine, care au efecte antioxidante puternice. Acestea scad nivelul colesterolului nociv din sânge și ajută la prevenirea aterosclerozei. În plus, consumul de vin roșu cu alimente grase reduce riscul de probleme cardiovasculare. Uleiurile esențiale și esterii din vin ajută la normalizarea tensiunii arteriale. De asemenea, vinul roșu crește elasticitatea vaselor de sânge și previne formarea cheagurilor de sânge. Acesta întărește nervii și îmbunătățește starea de spirit. Uleiurile esențiale din vinul roșu tonifică sistemul nervos. Consumul unui pahar de vin roșu dimineața vă poate energiza pentru întreaga zi. În plus, puțin vin înainte de culcare asigură un somn bun fără a fi nevoie de somnifere chimice, datorită melatoninei, hormonului somnului. Resveratrolul din vinul roșu protejează celulele nervoase de leziuni. Vinul roșu este recomandat vârstnicilor și celor care doresc să își prelungească tinerețea. Acesta conține multe substanțe care încetinesc procesele de îmbătrânire și reduc riscul de tumori maligne. Flavonoidele joacă un rol special în întinerire, protejând celulele organismului de factorii distructivi intern și extern, asigurându-le longevitatea. Acest lucru ajută la întârzierea îmbătrânirii biologice. Flavonoidele modifică de asemenea răspunsul organismului la agenții cancerigeni și alergeni prin suprimarea eliberării de histamină. Vinul roșu sporește eficiența tratamentelor împotriva cancerului și contribuie la prevenirea acestuia. Acesta este renumit pentru resveratrolul său antioxidant, ale cărui beneficii au fost dovedite în numeroase studii. Această substanță previne mutațiile ADN-ului și neutralizează activitatea nocivă a radicalilor liberi, prevenind astfel metastazele. Vinul roșu ameliorează consecințele atacurilor de cord și ale accidentelor vasculare cerebrale. Experimente recente au arătat că unele componente ale vinului roșu protejează creierul de modificări irreversibile în cazul celor care au suferit un accident vascular cerebral sau un atac de cord. Resveratrolul ajută la prevenirea formării cheagurilor de sânge și a coagulării excesive a sângelui, îmbunătățind rezultatele pacienților după accident vascular cerebral și atac de cord. Studiile au ajuns la concluzia că un consum regulat și moderat de vin roșu reduce cu 40% leziunile cerebrale după atacul de cord. Stimulează rezistența imunitară a organismului la virus și bacterii. Polifenolii din vinul roșu distrug microorganismele dăunătoare care provoacă boli virale infecțioase. Este de asemenea o măsură excelentă de prevenire și tratament pentru răceli și infecții respiratorii, cum ar fi bronșita, pneumonia și tuberculoza. Catechinele, cu efectele lor antimicrobiene, contribuie de asemenea la întărirea imunității. Vinul roșu reduce celulele grase din organism. Consumul regulat previne tulburările metabolice, ajută la prevenirea obezității și susține sănătatea gastrointestinală. Acesta curăță organismul de toxine și deșeuri.
Vinul roșu stimulează secreția de bilă, previne ulcerele gastrice și duodenale, îmbunătățește apetitul și ajută la digerarea alimentelor grele, în special a celor grase. În plus, proprietățile sale astringente și detoxifiante ajută în cazul tulburărilor intestinale și al intoxicațiilor alimentare. Antioxidantul resveratrol are efecte similare cu hormonul estrogen. Datorită proprietăților sale, acest biostimulant natural ajută la prevenirea multor boli dependente de estrogen, cum ar fi osteoporoza. De asemenea, combate efectele nocive ale bacteriilor care deteriorează dinții. Proantocianidinele, abundente în vinul roșu, neutralizează activitatea bacteriilor cunoscute sub numele de Streptococcus mutans. Aceste bacterii sunt dăunătoare deoarece se lipesc de dinți și formează placa bacteriană, care duce la apariția cariilor. Această proprietate face vinul roșu mult mai sănătos decât vinul alb, care conține niveluri mai ridicate de zahăruri și acizi care erodează smalțul dinților. Consumul frecvent de vin ajută de asemenea la îmbunătățirea eficacității și prevenirii bolilor gingiilor. Vinul roșu este bogat în ingrediente care activează metabolismul mineral, al carbohidraților și al azotului. Acum să discutăm despre daunele vinului roșu. În prezent este destul de dificil să găsiți vin de înaltă calitate, deoarece rafturile magazinelor sunt inundate cu produse contrafăcute care nu numai că nu oferă beneficii pentru sănătate, dar pot provoca și daune semnificative. O altă problemă cu toate băuturile pe bază de vin este riscul de dependență, care se poate dezvolta cu ușurință în cazul consumului frecvent, ducând la abuz. Consumul excesiv de vin roșu, dincolo de dozele recomandate menționate anterior, are de asemenea consecințe negative. Acesta conține mulți alergeni. Fructele, histaminele și drojdiile din vinul roșu pot declanșa reacții alergice, cum ar fi spasme bronșice, mâncărmi ale pielii, urticarie, strănut, greață și alte simptome de alergie. Este periculos pentru femeile însărcinate și pentru mamele care alăptează. În ciuda beneficiilor inestimabile ale vinului roșu, acesta este o băutură alcoolică și conține alcool, care poate provoca daune ireversibile celulelor creierului și măduvei spinării unui copil în curs de dezvoltare. Persoanele cu astmă pot suferi atacuri de astm. Dioxidul de sulf este foarte periculos pentru astmatici, dar este esențial pentru băuturile din vin deoarece suprimă creșterea drojdiilor de vin. Vinul roșu poate provoca dureri de cap. Cei predispuși la migrene ar trebui să fie precauți cu consumul de vin roșu, deoarece acesta este bogat în polifenoli care pot declanșa aceste dureri de cap. Consumul regulat și excesiv de vin roșu încetinește metabolismul enzimatic. Acest lucru poate duce la acumularea în ficat a substanței toxice acetaldehidă, care se formează în timpul descompunerii alcoolului. Cantitățile excesive ale acestei toxine sunt periculoase și pot duce la boli grave, cum ar fi ciroza hepatică. Vinul roșu nu este recomandat diabeticilor. Strugurii și, prin urmare, produsele fabricate din aceștia sunt strict contraindicate persoanelor cu diabet. Acest fruct crește semnificativ nivelul de zahăr de sânge. De asemenea, este important să rețineți că consumul a mai mult de 300 de grame de vin roșu pe zi poate duce la hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, pancreatită, anumite tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de stomac, cardiopatie ischemică, accident vascular cerebral și tulburări nervoase. Consumul zilnic de mai mult de 50 de grame poate avea efecte nocive asupra organismului. Atunci când cumpărați vin roșu, trebuie să luați în considerare faptul că beneficiile și daunele sale depind în mod semnificativ de integritatea producătorului. Toate proprietățile pozitive ale vinului roșu vor fi anulate dacă un vinificator fără scrupule neglijează regulile adecvate de depozitare și încearcă să reducă costurile prin adăugarea de substanțe nocive. Vinul roșu este un produs delicat și pentru a beneficia la maximum de el, trebuie să fiți meticulos în ceea ce privește prepararea, depozitarea și consumul său. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Simțiți-vă liber să vă împărtășiți opiniile sau experiențele personale în comentarii. Dacă nu v-ați abonat încă, vă rugăm să o faceți chiar acum, pentru a descoperi mai multe informații utile și importante despre sănătate. Vă mulțumim pentru aprecieri și comentarii. Pe curând!